Primarii cu experiență sau cei care au rezistat presiunii angajaților au fost prudenți în majoritatea salariilor funcționarilor publici. De aceea, nici nu au avut probleme în a se încadra în bugetul existent. La Drăgășani, primarul Cristian Nedelcu s-a străduit să se înscrie în banii pe care i-a avut, chiar dacă și-ar fi dorit ca lefurile angajaților să crească într-un procent mai mare. Deci am respectat, la 1 iulie, atunci am respectat legea, adică ne-am încadrat în bugetul existent. Nu am căutat nicio modalitate de a crește salariile de două ori sau de trei ori sau nu știu cum și constat acum că sunt primării, văd și pe media, primării care nu și-au plătit salariile de 4 luni sau de 5 luni, că într-adevăr s-au mărit salariile, legislația, clar că s-a forțat legislația, că le-a permis, că nu, și acum sunt în imposibilitate. Nu e, deci la Drăgășani nu este cazul, noi ne-am încadrat în prevederea bugetară și terminăm anul așa cum l-am terminat de fiecare dată, probabil cu un mic excedent. Adică nu terminăm anul cu, băi, să treacă zilele, că oricum nu mai putem să achiziționăm nimic, nu mai putem să vedem de la anul. Nu. Da, și-a făcut cineva calculul, dacă s-au mărit salariile și impozitele au scăzut procentual, cine pune diferența asta? Știți care e problema? Aici, iarăși, se ajunge la o contradicție. Aici, în problema asta, descentralizarea este bună. Deci, ți se va răspunde, dar puteți să faceți ce doriți, că este descentralizare. Dumneavoastră, taxele și impozitele stau în mâna dumneavoastră, la primărie, Consiliul Local. Adevărul că poți să le mărești. 20% până la 30%. Ele pot fi mărite. Pot fi mărite în fiecare an. Și cu răspunsul acesta pe care dacă ți-l-a dat odată, dacă mai pui încă o dată întrebarea, ți-l dă a doua oră, ți-l dă a treia oră, înseamnă că deci n-are sens să mai pui întrebarea, că devii penibil. Și atunci fie te încadrezi, de asta nici nu au stabilit grila cu salariile. Ca să te lase pe tine, poți să faci restructurare, că se poate tot prin ședință de Consiliu să aprobe o altă organigramă? Dacă s-a străduit să nu greveze bugetul local cu cheltuieli suplimentare, ideea pe care o au unii parlamentari ca primăriile să preia plata apei pluviale de la firmele private de pe raza lor teritorială, îi se pare ilegală și de neacceptat, chiar și acum când nu plătește decât pentru apa de ploaie care se scurge pe domeniul public. Primăria Drăgășani achită lunar o factură de 500 de milioane de lei.